Bună ziua și bine ați revenit la Taifascu! Tu, grăsuța, ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Faceți bine? Nu prea bine. De fapt, degeaba vă întreb acum, faceți bine? Faceți pentru că știu deja că sunteți foarte multe care sunteți răcite, în frunte cu gina. Îmi pare foarte rău, fetelor, sper să vă faceți repede, să vă faceți bine repede și să... Știu că Gina are febră, ce mi-a mai zis că e răcită iară, deci, of, virusul ăștia umblă mai ceva ca... Pare rău. Acum sper să nu mi-ajungă și mie un virus pe aici și să mă țină și pe mine, mai ales acum înainte să vin acasă, să mă ține un virus de la așa țapănă, că am pus-o. Da, sunt cică toată colorată. Mi-am luat rochea asta albastră, îmi plăcea la nebunie, deja nebunie mi-a plăcut și nu știam ce ochelari. Da, iar, vedeți, iar zic ochelari în loc de cercei, cum am zis și data trecută. Nu știu ce cercei să-mi pun, așa că mi-am pus pe ăștia și am zis că astăzi trebuie să păr băscuța de la Gina. Dar înainte să trecem la ce am pregătit pentru astăzi, rujul de astăzi se numește... Trust me, adică ai încredere în mine, este de la Colourpop, este ruj, nu este luciu, este ruj, un lipstick, un mini lipstick. Da, astăzi, bine că știam, m-a anunțat Gina, că ajunge un pachetel mic, mi-a zis. Este într-adevăr un pachetel... Mic. Oh, așa că e greu. Deja, un pachetel mic mi-a trimis Gina. Și l-am desfăcut înainte. Nu m-am uitat să văd ce e înăuntru. L-am desfăcut ca să nu stau atunci să mă chinui să-l desfac. Mi-a căzut ceva. Ok. Nu știu dacă vedeți voi aici. Arată așa, deocamdată. Aici mi-a pus Gina un kimono. Mi-a zis că mai are un kimono acasă și mi-l trimite pentru ori mama mea, ori cumnata mea. M, cred că vine lui cumnata mea. Și ăla care l-am avut eu, îl dau mamei mele, pentru că mie nu îmi vine și na, las pe cineva să se bucure de el. Și asta am să-l dau cumnatei mele. Îți mulțumesc foarte mult, Gina. Mi-a zis că trimite unul pentru cumnățica mea sau pentru mama mea. Mulțumesc foarte mult. O să-l pun pe pat. După, aici cred că sunt scrisori. Mi-a trimis chestia asta. Mapa asta e super, super faină. Cred că în mapa asta am să pun toate scrisorile pe care le am și desenele de la voi. Am să le pun, adică de la voi, mă refer de la Gina, de la Letizia și de la Francesca. Și aici, ia, uitați ce. Nebunia lui Salom. Văd un desen. Văd un desen aici, Doamne. Asta sigur e făcut de Letizia. Cred că da. Uitați desenul cât e de frumos. Cât e de frumos. Zice așa, YouTube, like, vintage, beautiful, Dana, love, Bazan, smart, love, YouTube, caring, like and share. One beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. So choose people having beautiful hearts rather than faces. Oh, ce drăguț, zice că o inimă frumoasă este mai bună decât 1,000 de fețe frumoase. Așa că în viața alege să găsești oameni cu inimi frumoase decât cu fețe frumoase. Super, super, super frumos ai zis aici. După ce la Taifascu cu grăsuța, happy birthday, Instagram, dear Dana, we send our Letizia, Francesca și Gina love to you. Mulțumesc foarte, foarte mult. Da, cât de frumos ăsta. Să trebuie să-l punem undeva în spate să se vadă. Să vadă YouTube, like and share. Mulțumesc foarte mult, Letizia, că sigur tu l-ai făcut. Stau așa și mă gândesc, cred că tu l-ai făcut și l-a colorat Francesca. Mulțumesc foarte mult. După Gina mi-a zis că mi-a trimis câteva ghiduri când am să merg în Japonia, să știu care și cum e treaba pe acolo.
Am să-i dau soțul meu ca să le pună deoparte. După, stai că eu le scot să văd unde le pun, că biroul ăsta meu e mic cu timpul și e super plin. Aici mi-a trimis, cred că, vederi. Da, cred că sigur. Sunt vederi cu podul de acolo de la ea. Este super. Poate într-o zi o să ajung și eu pe acolo. Cât de frumoase sunt. De asta am impresia că am mai primit una. Nu? Și cu pod. Foarte frumoase. O să le pun aici în cutiuța asta la lor specială. Mulțumesc foarte mult, Gina. Mi-e așa de ciudă că ești răcită. Ieri a zis săraca că de-abia mi-a putut să-mi scrie unele chestii, indicații, pentru că sigur o să întreb ce e acolo, pentru ce e aia, ce e, pentru ce se folosește. Și a ținut să-mi zică înainte, dar mi-a zis că e super răcită și că îmi scrie acum, că nu se știe mâine în ce stare se mai află. Și îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău pentru asta. Ok, să punem astea înapoi. Dai totuși să dau cutia asta la o parte, că mă încurc aici. Ok, scrisorele. Că nu știu care să încep prima. Pentru tine, prietenă dragă, cu mult dragoste și respect. Am să încep pe asta și după aia alea două galbene, că alea două galbene cred că sunt de la fete. Și da. Am să încep cu asta. Mesajul grăsuților de primăvară. Deci avem un mesaj și pentru voi. Zice așa. Primăvara să vă aducă un buchet de gânduri bune. Un amalgam de sentimente frumoase și o grămadă de îmbrățișări. Eu vă dau pe prima. Tare, 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 tare. O primăvară frumoasă, gânduri bune și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească. Toate cele bune vă îmbrățișez virtual cu drag Gina. Deci este trimis pentru voi. Scrie dragi grăsuți. Deci nu e, să nu credeți că va pacalesc. Scrie dragi grăsuți. Este special pentru voi. O urare pentru voi. Îți mulțumim foarte mult, Gina. Adică eu acum mulțumesc în numele grăsuților. Și după avem, bineînțeles, scrisoarea de la Gina. Cum zicea Gina? Romanul de la Gina. Începem. Draga mea prietenă, încep a înșira aceste maldere de cuvinte ce nu pot exprima în totalitate adevărul. Adevărul sufletului meu. Da, trebuie. E pe matematică și știți că eu stau prost cu vederea. Dornică de a-ți mărturisi cât de bogată am devenit în ziua în care am ajuns să fim ceea ce suntem astăzi. Sunt mii și mii de cuvinte frumoase pe care cu siguranță le meriți. Începe. Eu, din păcate, nu le știu pe toate ca să ți le spun mai bine. Mă dați seama dacă am zicea toate cuvintele frumoase? Trebuia să facem... Oh, apropo... Luați-vă ceva de băut, de mâncat, de rânțuit, că video ăsta o să fie lung și am să fac un singur video, chiar dacă o să dureze 5 ore. Așa că pregătiți-vă. Îți mulțumesc pentru că mi-ai deschis poarta veseliei atunci când mă aflam în umbra tristății. E greu să exprim gânduri, e greu să exprim trăiri, vise în cuvinte. Însă este mai greu să explici cât de importantă poate ajunge o persoană în viața ta. Viața este făcută din clipe, iar noi din emoții. Oi, Doamne, Gina, cum scrie mama, trebuie să scrie o carte. M-a bucurat enorm vestea pe care mi-ai dat-o referitor la biletele de avion. Eu de mai aștept acasă. Știu că ai muncit mult pentru asta, dar sunt convinsă că s-a meritat efortul. Așa este. Nu cred că există bucurie mai mare pe lumea asta sau cadou mai prețios de ziua ta decât cel de a fi în sânul familiei. Înconjurată de cei dragi. V-am zis, eu n-am mai fost în... Nu mi-am mai sărbătorit ziua de naștere alături de familie de când aveam 17 ani. De atunci nu am mai avut ocazia. Mă bucur enorm, enorm... Mă bucur enorm pentru tine. Îmi pare rău că nu voi putea face parte dintre cei care te vor întâmpina în țară. Dar cu siguranță va veni și ziua noastră.
de abia aștept ziua noastră, stai liniștită că de abia o să vină, n-are cum, mai ales că vii aici în America, adică n-are cum. Îți doresc o vacanță de vis și să te bucuri de fiecare secundă petrecută alături de cei dragi ție. După cum ți-am spus, aceste mici atenții le-am trimis mai devreme, deoarece tu vei fi în țară de ziua ta. Îmi pare nespus de rău că nu ai primit mărțișoarele noastre mici de 1 martie și nici de 8 martie. Stai liniștită că ăsta este un video special doar cu mărțișoarele de la tine, așa că stai liniștită. Dar cel mai mult sunt dezamăgită că nu mi-a ajuns tricoul așa cum mi-am dorit. Da, deci ea mi-a făcut un tricou și le-a zis la ea să facă pe roz și a ajuns tricoul alb. Și ea s-a supărat foc și pară. Nu contează că e pe alb, că era pe negru, că era pe roz, că era pe roșu, că era pe verde. Stai liniștită că știi cum e, intenția contează, deci putea să fie și o bucată de hârtie. Nu trebuia neapărat, deci nu te mai supăra când se întâmplă chestii de astea. Sper să-l porți măcar atunci când dormi. Și acum într-un final te poți bucura și tu de acel faimos pateu despre care te-am zăpăcit mai mult. Da, mi-a zis că îmi trimite pateu și vă dați seama că eu dacă aici nu găsesc pateu, nu mai lua pateu mea să gândă. De când mi-a zis că pateu, dar nu i-a mai zis nimic a ei, adică a zis că lasă fată, când ajunge, ajunge, dar îmi curgeau balele de fiecare dată când zicea de pateu. Iartă-mă că nu au mai ajuns covrigeii la tine. Din nefericire, fiica mea cu inimă largă a luat punga să le dea copiilor la școală. La stai liniștită, bine că s-au bucurat și ei. Din tot ce am primit, am pus câte una, două. Una mie, una ție. Două ție, una mie. A, da. Era la un moment dat că a primit ea de la cineva trei chestii. Și una și-a oprit ea și două mie și am zis că da, era vorba una mie, una ție, nu două mie, una ție. Da, uite că țin minte. Sper să te bucuri de ele, draga mea Dănuța. Tu ești într-un loc al sufletului meu în care nimeni nu poate ajunge. Datorită ție am devenit o persoană mai puternică și indiferentă la vorbele rele ale lumii. Ai mare dreptate când ne spui că viața e scurtă și trebuie să ne trăim frumos. Viața este un amestec de răsărit și ploaie, fulgere și zâmbete, plăcere și durere. Dar niciodată nu a fost un nor prin care soarele nu a putut să pătrundă. E bine să alegem întotdeauna calea bunătății, poate că unii nu-ți vor aprecia gestul, dar tot ce faci, faci pentru tine, fiecare își arată caracterul prin faptele sale. Răutatea nu trebuie întoarsă, făcând bine, făcând bine arăți că ești cu o treaptă mai sus. Un sfat, ai grijă de tine, o rugăminte, nu te schimba, o dorință, nu-i uita pe cei care te iubesc cu adevărat. Închei această scrisoare prin a-ți vrea tot binele din lume, succes în tot ceea ce faci. Love you, my friend. N-aș putea vreodată să vă uit pe multe dintre voi. Faza e că atâta timp cât ținem legătura, că sunt persoane care nu prea mai țin legătura, m-au uitat, unii am văzut că m-au și șters de pe listă, atâta timp cât ținem legătura este imposibil vreodată, mai ales pe Gina, pe Ramona, pe Laura, pe multe, multe, pe Gabriela, pe multe, 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 Corina, Lăcrămioara, Luminița, deci sunteți Tiberiu, nu te vezi, nici nu mă pot opri, că mai aduc câte una aminte, Denisa, Mădălina, deci sunteți foarte multe, Flori, Viorica, deci sunteți foarte multe pe care nu pot să vă uit și nu cred că aș putea vreodată să vă uit. Ați fost cum ar veni de la început cu mine, bine, poate Gina, tu n-ai fost de la început cu mine, dar tot timpul, adică când avem ocazia vorbim pe internet, n-am cum să uit vreodată imensele cutii pe care le-am primit în viața mea, adică nu numai de la tine, în viața mea, toată viața mea, n-am primit cutii mai mari ca cea pe care am primit-o atunci, am rămas mască, așa că, da, te rog frumos, gata, mulțumesc frumos, totul este minunat, dar gata, scrisori, de azi înainte, scrisori îmi doresc, pentru că, sincer, să fiu nici mai unde să le mai pun, așa că, da, scrisorele, trimite mamă câte vrei. Îți mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase și pentru mine și pentru grăsuții noștri și mă bucur foarte mult că faci parte din viața mea și din familia mea, adică familia grăsuților. Și da, chiar dacă ești labă, tot grăsută ești. Ok, acum citesc prima. Deci cât de drăguțe sunt astea, aveam și eu când eram mică. Voi, cât de faine! Deci se fac, nu știu dacă vedeți voi.
își schimbă așa, nu știu dacă se vede acolo, dar își schimbă aspectul. Foarte interesant, aveam și eu când eram mai mititică de astea. Ok, desfac prima, nu știu cu este, prima galbenă. Stai că nu pot să desfac numai pentru mine, dați-o leacă felicitarea. Ta-ra-ra! Și se face un tortuleț. Este de la Message. You are a wonderful person. Wish you a very happy birthday. May life lead you to great happiness, success, and hope that all your wishes come true. Enjoy your day. With love, Cami. Cami e Francesca? Cât de faină este... Eu v-am arătat vouă, dar nu m-am uitat și eu. Cât de faină este, felicitarea. Deci e super, ați văzut cum e de asta, 3D. Iup! Să fac și eu un tort așa mare acasă când ajung. De fapt, nu mi-a zis mama că îmi face ea tort. Mama sau Olivia, nu mai știu care din ele. Mi-a zis că o să-mi facă ele tort. Mulțumesc foarte mult, Cami. Și acum vedem a doua. From Letizia, da. Deci Cami era Francesca și From Letizia with love. Oh, tălavele. Numai că este cu Snoopy. Tu-du-du. Happy birthday! Cât de frumoase! Puf, puf, puf. E superbă. Și zice, happy birthday, Miss Dana. Trebuie să zici, Aunt Dana. Hope you have the best day ever. You deserve it as well as many, many more to come. Da. Love, Letizia. Zice că la mulți ani, Dana, și sper să ai o zi super, cea mai super zi. Și că o meriți și mulți, mulți, mulți ani cum ar veni care vor să vină. Cât de frumoasă e cu Snoopy. Tu. Asta trebuie să fac. Asta tot ziua cred că am să fac mai atât. Niu. Mulțumesc foarte mult, Letizia și Francesca și Gina. Sunt două felicitări superbe. O să le pun aici în mapa voastră. Mapa lui Mini și lui Mickey. Și ce credeți că ați terminat? Nu am terminat, mai avem una. La mulți ani, draga mea, te iubesc. La mulți ani, sănătate, iubire, stimă și respect din partea celor dragi. Realizarea scopurilor la infinit, împliniri frumoase, să ai parte doar de momente și clipe de neuitat, să obții ceea ce-ți dorești cu adevărat, căci doar aceasta este singura cale spre împlinire, realizare și fericire. La mulți ani cu sănătate, draga mea prietenă, te iubesc mult, Gina B. Asta ce e? Cum se desface? De care scai asta? Deci e ca un fel de cutie, uitați-o cât e de frumoasă. Se desface așa și aici ce? Oh, wow! Da, să vedeți. Dar ne minunăm împreună. Toată lumea, asta este invitată la ziua mea. Deci toată lumea asta vine la ziua mea. Mamă, cât de frumoase sunt. Mamă, cât de frumoase. Deci sus e pe împăratul și împărăteasa. Cât de faină e. Deci ăștia sunt invitații mei special la ziua mea. Așa că știți. Tu, fată, dar ce faine sunt felicitările. De când vine să strănut. Haide, strănută. Dă-i bătăi, nu vrei. Ai, cea mai ciudată senzație când vrei să strănuți și nu poți. Da. Nu pot. O să vină după. Nu vine. Nu muriți de ciudă tot timpul când trebuie să strănutați și nu puteți? Ce mai urâtă senzație. După avem... Cred că nu s-a terminat. Mai avem aici scrisorele.
Ok, avem coșarul. Este un mărțișor. Mulțumesc din suflet. Oh, stați că sunt mai multe. Deci, Stay Golden. Asta e de la de la Francesca, de la Cami. Din suflet îți doresc ca în fiecare an firavul mărțișor să-ți aducă multă sănătate, iubire, fericire și succes în toate ceea ce faci. La mulți ani cu ocazia zilei de 8 martie. With love, Cami. Thank you so much, Cami. Asta e de la Cami. După avem de la Letiția. Dragă Dana, de ziua mămicilor, eu îți urez multă sănătate și să te bucuri de toți cei ce te înconjoară. La mulți ani cu ocazia zilei de 8 martie, o primăvară frumoasă, cu multe bucurii. Și avem un trifoi cu 4 foi. Mulțumesc din suflet! Zice, pink skies up ahead. Cât de faină e felicitarea. Telegrama, căsuța poștală. Cu cartea poștală. Deci azi, v-am zis eu că eu când sunt bucuroasă, dau un bâlbâială, dau un toate. Și după avem un mărțișor de la Gina, în formă de inimioară. Și felicitarea arată așa pe partea cealaltă. Zice, scumpa mea prietenă, deși știam că primăvara este un anotimp închinat iubirii, nu l-am sărbătorit niciodată ca atare. Fiecare primăvară care a trecut peste noi a lăsat în viața noastră un strop de viața, de vitalitate și de voie bună. Draga mea, îți urez o primăvară frumoasă, îți urez o zi a femeii în care să te bucuri de fiecare rază de soare, de fiecare pată de verdeață și de dragoste necondiționat. La mulți ani de ziua femeii. Mulțumesc din suflet, la mulți ani și vouă, fetelor. Și vă mulțumesc din suflet pentru toate felicitări. V-am zis eu că am mărțișoare anul ăsta, să trăim. Deci coșarul ăsta meu are și bling-blinguri. Deci nu așa, l-a găsit, l-a căutat Gina pe ăla exact bling-bling cu care îmi place mie. Mulțumesc din suflet. De fapt, toate coșarurile au fost frumoase, dar ăsta parcă e cu blink-blink, e mai nou, generația nouă, știi? Asta e pentru grăsuța. Dai seama, dacă era și goldan, era goldan, adică haoleu, era exact de acolo. Da, am văzut că ieri cineva m-a interpretat greșit când am zis că îmi place mocangeala. Îmi place mocangeala când vine vorba de companiile mari și de companiile care te plătesc în produse, adică gratis, îți dă ceva moca, pentru a le face review. Nu mă bucur niciodată la munca altuia, cum ar veni să mă duc să-mi facă una, ce știu eu, părul, și eu să nu-i plătesc și să-i zic, vezi, Doamne, îți fac review sau ceva de genul ăsta. Eu nu știu ce a înțeles domnșoara cealaltă, că ai zis că am dezamăgit-o foarte tare, că nu credeam că eu sunt pe mocangeală, pe... Da, când e vorba de companii mari și vor să lucrez, să fac ceva în schimbul produselor respective, bineînțeles că mă bucur. Cine nu se bucură acum pe bune? Cine nu se bucură când primește ceva gratis? Eu cred că toată lumea se bucură și mai ales când trebuie să faci ceva pentru ea, adică să lucrezi ceva care ție îți place ceea ce faci. Dar nu m-am referit niciodată că mă duc acum și îmi face unul tatuaj de 8 ore și eu am să fac un video de 5 minute. Deci nu o să se întâmple niciodată așa ceva și tot timpul am să plătesc pentru munca depusă. După mi-a trimis un magnet, îți mulțumesc din suflet. Am acum magnet, îmi place când primesc magnet și carte poștală din diferite țări. Mulțumesc foarte, foarte mult. Am să păstrez hârtiuța, dar magnetul merge pe frigider. Ok. Pun aici la scrisorele. Hai că n-a fost mult. Scrisorele a fost doar aproape tot video. Adică 28 de minute cum ar veni, dar bine, nu 28, 24. Și acum ne apucăm să deschidem pachetul. Vreți? Nu vreți? Ok, atunci pa! Glumesc. Mulțumesc că m-ai trimis de asta. Chiar îți mulțumesc pentru că eu folosesc foarte multe chestii de asta la ambalat când trimit felicitările și mai trimit chestii. Așa că mulțumesc și pentru aia. Deci eu sunt super. Mi-a trimis încă una de asta. Asta era cu alba ca zăpada. Și asta e cu cenușoreasa. Cât de tari sunt.
Da, bine că mi-ai trebuit sinceră să fiu, că în România acum când merg să am unde să-mi pun machiajurile. Of, ia să vedem noi ce aici. Kylie mi-a trimis o nouă, dar nu știu dacă am să o schimb eu prea curând, draga mea, pentru că eu o ador pe asta. Și da, mulțumesc frumos și pentru Kylie, dar nu știu când o să schimb pe asta. Doar dacă se va strica, ferească Dumnezeu, sau se va rupe, am să o pun pe asta cu Kylie, dar deocamdată îmi place aia cu România, pe care totul mi-ai trimis-o foarte mult, așa că aia rămâne deocamdată. Mi-a trimis o pereche de cercei. Aia nu mă cunoaște, pe mâine Gina. Dar și pe bune, dar vorbeam la un moment dat cu ea. Ea mi-a zis ceva genul că nici la sora ei n-a făcut așa cu câte face pentru mine și eu am zis că cred că și eu la fel, dacă aș avea o soră, cred că nici sora mea nu m-ar cunoaște și nu ar face atâtea lucruri pe care le-ai făcut tu pentru mine. Cât de fain sunt cercei, uitați-vă alea. Deci cât de fain sunt. Cu pana mea, și numai că e cu pana mea, dar e cu pana mea roz. Auzi cum o mai ai. Pana mea roz, foarte frumos să știa. Chiar n-am nicio pană pe roz. Nu? Chiar n-am nicio pană pe roz. Ăștia sunt foarte frumoși. Mulțumesc din suflet și da, draga mea, am să-i port. E ceva care e purtabil, care mie chiar îmi place. Mă uit să fiu atentă când se închide. După avem... mi-a zis doar. Țineți minte ingerașul ăla pe care l-am purtat zilele trecute? Mi-a trimis acum și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Doamne, și ăștia i-am văzut și la ea și am zis că sunt foarte frumoși. Aia pe care aveam erau pe alb, cum ar veni cu gold, și ăștia sunt pe negru. Dar cât de frumoși sunt și ăștia. Cât de frumoși sunt și ăștia, mulțumesc din suflet. Acum avem la fel, Gina, nu? Că și tu ai o pereche de ăștia pe negri. Mulțumesc din suflet. Ăștia sunt super, super, super. Bine, și aia cu pană, dar ăștia îmi plac mai mult. Da, leacă. Închid și revin. Erau deja 27 de minute și am zis că, na, închid repede, rapădă și revin. Am stat asta aici, am cu asta. Dă-te, măi, fată, mai încolo și las muleac. Ok. După... Deci, îmi place la nebunia asta. O, ador. Aici am să-mi pun... Am să-mi pun astea, cum zice, tot ce ține de mic, de rujuri, de astea pentru sprâncene. Mi-a trimis un lanț, cum am chestia aia de la, să zic, să o pun la chei. Și aici zice number one, să știe câtă grăsuță e, cunoașteți voi, nebune ca mine. Una și bună. Mulțumesc foarte mult. După mi-a... Cujina, păi da, asta ne-ai primit-o tu de la prietena ta sau ai primit două și mi-ai trimis și mie una? Cât de fain e brălocul. Acasă am nevoie de brălocuri de astea faine să-mi port purta cheile, așa că da, cu siguranță o să meargă și asta în România cu mine. Mulțumesc din suflet, deci o să fii și acolo, peste tot. M-am gândit ce să pun în astea, mă gândeam la, în loc de machiaj, am să-mi pun accesoriile. Adică într-un am să-mi pun lanțuri și brățări și un am să-mi pun cercei. Da, asta am să fac. Și inele, asta am să fac. Mulțumesc foarte mult. Și după, ce e asta, broșă și cercei? Mamă, cât de frumos sunt ăștia. Deci, e un set de bijuterii. Asta e o broșă. Și o broșă sau e lanț? E broșă, nu? Da, e o broșă și cerceluși. Mamă, dacă de frumoși sunt cercei. Îmi plac cercei ăștia în formă de fluturaș. Mulțumesc din suflet, cât de frumoși sunt. Și bineînțeles, pe Haoleu, trăiți-ar familia ta. Place, ce vrei? Dacă o să mă facă careva... În alte cuvinte, mamă, ce e aici? Să vedeți ce mi-a trimis? Când Ramona mi-a trimis un pachet, ea mi-a pus ciocolată rom, dacă nu mă înșel. Și eram, mamă mie, adică ciocolată rom, e de acasă.
ce poate fi mai românesc, mai tradițional, mai de la noi de acasă, dacă nu pufuleții? Deci n-am mai mâncat pufule. Îmi cer scuze. Îmi cer scuze, dar nu mă pot abține. Știu că nu vă fac poftă, pentru că în Europa se găsește. Mamă, de când n-am mai mâncat. Mulțumesc din suflet. Și da, mă bucur pentru perecă o pungă de pufuleți, pentru că eu aici nu am. Nu am mai mâncat de mult. Și da, mă bucur pentru orice. După mi-a zis că mi-a trimis un săpunel. Este pentru chișoare. Eu mai tot timpul am probleme cu chișoarele. Așa că îți mulțumesc din suflet. Dacă n-ai tu grijă de mine, cine să aibă? Cine să aibă? Cât de fain este, abia aștept să-l încerc. Ți-am zis, mă știi mai bine ca oricare. Bine, mă refer dintre prieteni, frați și așa. Frați, prietenii apropiați. Cred că mă știi un pic mai bine. Mi-a trimis un ris peanut butter. Este un iepuraș de ciocolată. Asta e pentru Paști. Un iepuraș de ciocolată cu unde arahide. Sunt super, super, super bune. Deci mă uitam să văd când expiră, ca să iau în România. Ce scuze, nu mă pot abține când văd pufuleții. Și eu, nu-i frumos, vorbești cu mâncarea în gură, alea. Dar trebuie să mă înțelegeți că nu e chiar așa, adică nu pot. Mi-a trimis turtă dulce. Mama mea, de când n-am mai mâncat turtă dulce. Fată, serios, turtă dulce de Sibiu. Asta românească. Asta nu o să ajungă în România. În fiecare dimineață se va servi câte două bucățele cu un pahar de lapte. Îți mulțumesc din suflet. Mi-a zis cineva, tu ții dieta, Rina? Nu țin nicio dietă. Mi-ar fi imposibil să țin o dietă, mai ales cu pachetul de la Gina. Ce scuze, nu mă pot abține. Dacă nu, chiar mă gândeam la ăștia. Pufarin! Da, ăștia sunt preferații mei. Eu prefer mai mult ăștia decât pufuleții. Nu pot să desfac astea, că o să zboare pe aici, peste tot. Mulțumesc din suflet. Deci, sinceră să fiu, când știu că multă lume o să zică, bă, ce ai, fată, n-ai 5 lei, n-ai 1 leu, sau cât costă pufarinii sau pufuleții, nu e vorba că n-am 5 lei sau 1 leu. E vorba că aici nu găsești și dacă găsești la magazinul românesc, sigur se termină foarte repede, că sunt destul de mulți români aproape de magazinul românesc, nu aici unde stai eu, dar unde e magazinul românesc sunt foarte mulți români. Și eu am fost o singură dată la magazinul respectiv și na, mi-am cumpărat și eu câte un pic din fiecare, dar multe din lucruri pe care mi le-ai trimis nu le găsești și acolo. Așa că îți mulțumesc din suflet, de abia aștept să mă înfing în punga de pufarin. De abia aștept, ia să vedem ce mai trimis. De abia aștept. Ce avem aici? Măști. Asta nu e o mască. Ce e asta? Mandop Oil in Hand and Nail Cream. Este o cremă pentru mâini cu alba ca zăpada. Doamne, cât de faină asta! Și cum miroase. Nu mă dau acum că pun mâna pe pufule și după aia mănânc cu cremă în două. Dar îți mulțumesc foarte, foarte mult. După, mi-a trimis și ea detox de la care se pune la picioare. Chiar sunt foarte curioasă. Ai folosit, Gina, chestiile astea? Sunt bune de ceva? Asta arată aici pătrunjel. Așa e? E pătrunjel? Interesant.
După, tot la fel, măști pentru picioare. Bine că nu e mască, e șosete. Eu ador astfel de șosete să le pun în picioare. Și aici avem Princess Veil Pure White Mask. Este o mască, nu o mască, sunt 8 măști de față în interior cu Pure White. Nu știu ce înseamnă. Pure White. Adică se simte ca o așa soluție de aia înăuntru. De-abia aștept, de-abia aștept, de-abia aștept, de-abia aștept să le încerc. Astea sunt preferatele mele. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet că mi-ai trimis așa ceva. Îmi cer scuze, da? Acum să nu vau cât de mare mai mănânc și pufuleț. Da? Mănânc ce vrea inima mea. Avem o punguliță. Păi eu mamă și aici. Plină. Dacă iau și eu câte unul, că... unul, a căzut floricica. Hello, este un mini notebook, un ăsta tot la fel de pus la chei. O mini agendă, să o ții tot timpul cu tine. Asta chiar e foarte, foarte utilă. Mai scrie un număr de telefon, mai n-ai telefonul la tine, vrei să mai faci nu știu ce... Am scos-o de aici, am scos tot. Tatălea, că să deschid dulapă. Să le pun aici, că s-a umplut. Eu, ce e aici? Oh, stai că aici e o pungă cu mai multe. Eu am crezut că e o mască sau ceva. No. Ea pune pungă cu pungurițe și cu pungurițe și cu punguloaie și cu pungulițe. Mi-a trimis să-mi prind părul personalizat. Zice E de la Elena. Cât de tare este asta? Fancy. Cum te cheamă? Nu te taie pe spate. Am să-mi prind șapca și am să pun codiță și am să-mi pun aia. Cum te cheamă? Dana Elena. Oh my god, ce faine sunt astea. Sunt acele alea care îți prind părul și după aia ți le faci așa. Ți le lagi așa. Faci așa. Eu acum n-am cum să vă arăt, că mă înțelegeți, am pălăria pe cap, dar sunt super, super faine. Trebuie neapărat să găsesc tot, mă țin și nu mai am timp să-mi fac o frizură stilul Rilu Crocodilu, cum ar veni. După avem, ce e aici? Sunt măști în formă de pisicuță, adică când pui pe față, zici că ești o pisicuță, o pisicuță XXL. Adică nu XXL porno, XXL grasă. Îți înțelegi ce vreau să zic, da? Mulțumesc din suflet. De bea aștept să le probez și pe astea. Miau, mă duc la soacră mea. Soacră mea e cu pisicuța. O iubie chiar. Am să fiu și o pisicuță. Mulțumesc din suflet, din suflet, din suflet. Măști. Dacă nu-mi plac mie măștile. Ce e aici? Dacă nu-mi plac mie măștile. Aici avem o punguță. Cu ceva. Dar nu știu cu ce. Cu uleiuri. Nu sunt uleiuri. Skin Care Series Moisturize Cleansing Oil Bath Time Double Moisture Face Mask. Deci sunt tot felul de uleiuri pe care trebuie să le folosești. Toner. Și ce fain este la pliculețe asta, pentru că când îți cumperi unul mare, de exemplu eu folosesc ăsta acum, pe care l-am de la Gabriela, pui cât vrei, dar așa aici știi că, băi, aici ai de o soluție, deodată, aici ai deodată. Nu poți să pui, adică cum mai pun eu un exces, aici trebuie să pui exact. Deci sunt foarte, foarte, foarte utile și am să le pun în pliculeț ca să nu le pierd. Și de-abia aștept să fac așa o zi de pamper, nu pampers, pamper day, adică să te pamperești. Îmi cer scuze încă o dată. Bagă grasul în tine, bagă! Bag. Că bagă în mine, nu bagă în tine. După avem un altceva. Dacă astea sprinse bine, să nu cumva să le deschidă careva.
Opa. Homeo Age Mask. Măști de față, mulțumesc din suflet. Astea sunt 5 la număr. Îmi plac la nebunie să încerc astea diferite. Deci sunt o grămadă. O grămadă diferită. Dar mi-a zis Gina, vezi că ți-am luat măști, să ai tătanul. Mi-a zis că glumește, dar nu. Da. N-ai să vezi pe Gina să glumească când e vorba de wow, de așa ceva. Dar leacă că asta pare interesantă. Eu am crezut sincer că e ceva de mâncare, dar nu e. Arată așa. Și sunt măști. Sunt măști de față. Sunt 30 la număr, cred, așa zice, 30 de bucăți. Super tare. Știți de ce zic super tare? Pentru că asta pot să iau în România și pot să folosesc măști acasă și nu trebuie să iau pachete de alea mari. Perfect, uite cât de puțin ocupă. Pac, ai pus-o acolo. Da, asta se duce cu siguranță în pachet pentru România, adică în pachetul meu, în geanta mea, pentru că deja am trimis pachetele pentru acasă. Mi-a trimis un nou, tot vine Paștele. Cât de fain e! La noi așa se poartă aici în America, se pun tot felul de ouri de-astea, se ornează casa cu tot felul de chestii de-astea de ouă. Foarte drăguțe, astea că nu știu unde să le mai pun, că le pun și eu pe pat. Cer scuze că le arunc așa, dar e doar pe pat. Nu se întâmplă nimic cu ele. Să mai am și o spațiu. Îmi cer scuze. Așa și de câte ori am zis îmi cer scuze, dar nici nu mai contează. Ha, ce-am văzut aici? Ce-am văzut aici? Ghici, ghicitoare, ce e asta? Ia să vedem, ghici. Nu miroase nica. Am zis că poate miroase ceva. E pateu. E pateu. Avem pateu. Se bucură grasa la pateu? Se bucură grasa la pateu. Pateu, 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 pateu. Îmi aștept să-l deschid. Plouă în gură. Îmi plouă în gură, îmi cer scuze. Iar îmi cer scuze. Nu știu de ce îmi cer scuze, dar îmi plouă în gură. Mulțumesc din suflet pentru pateu. Deci, pe bună, dacă trimiteai scrisorile și pateu, eram să rămân aboda prostii. Deci, eram super mulțumită, numai de pateu. Și numai pateu, mi-a trimis și eu, Jenny. Black and white. Asta n-am mai mâncat niciodată. Eugenia original, da, dar asta black and white chiar nu am mai mâncat niciodată. Mulțumesc, Gina, și mulțumesc și Raluca că și ea mi-a trimis Eugenii. Stai că mai am două. Tot la fel, black and white. Black and white, black and yellow. Cu cremă de lapte. Mamă, de sunt foarte curioasă să încerc pe ăștia. N-am mâncat niciodată așa. Și cred că e ceva nou acum în România, că înainte nu erau așa. Eu nu știu, stau și mă gândesc acum. Gina, mamă, tu mi-ai trimis pachet din Japonia sau mi-ai trimis pachet din România? Am impresia că pachetul ăsta e mai mult românesc decât japonez. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că mănânc în fața voastră. Dar cred că și voi la fel faceți. Vă luați ceva de ronțăit și după aia veniți și vă uitați la mine. Dacă iar eram să mănânc. Borș de legume. De asta avem și noi aici la magazin românesc. Mulțumesc foarte, foarte mult. Delicat. Îmi așa să gătesc. Asta este ziua mea când trebuie să gătesc. De fapt, i-am zis aseară lui soacră mea că aș vrea eu să gătesc. Știam că vine pateu și n-am vrut să pun pe ea să gătească. Vreau să fac niște paște. După avem, ce să stea, pochi? Popo? Asta se cheamă pop. Popo. Dar seamănă cu alea de la pochi. Să grisine cu ciocolată înăuntru. Mulțumesc foarte mult, astea sunt foarte bune. Le ador. Nu ești pe bune, mi-ai trimis. Păi nu mă pot abține. Vă rog să închideți ochii când e vorba de așa ceva.
dacă e ceva aici care vrea să iasă. Mi-a trimis două de astea. Da. Mi-a trimis două seturi de astea cu olive. E setul ăsta pentru cineva anume, Gina, sau mi-a trimis pe amândouă ca să nu mi-l trimiți într-unul? Super tare asta. Este ca și cum când faci baie, ai totul de folosit aici. Demachiant, cremă, pudră pentru baie, mască de față, să pun pe pat. Mai avem un nou ușor. Asta se va decora casa cu... Nici scuze, da? Ce e asta? Original. Ceva de băut, că e lichid înăuntru. Nu mai țin minte, Gina, impresia că mi-ai zis. Astea sunt alea care ți le-a dat prietena ta și sunt foarte bune? Și mi-ai trimis mie două și unul ți le-ai oprit tu? Asta am impresia că sunt, dar nu mai țin minte ce mi-ai zis. Trebuie să mă uit iară acolo. Să văd ce mi-ai zis. Cât de faine sunt și astea, uite-alea, câte sunt super, super fain împachetate. Ce e asta, matcha? Cred că e matcha. E ciocolată cu ceai verde în interior, cu matcha. Eu ador matcha. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. De-abia aștept să-l încerc. Ciocolată. Bă, aștept să mă fac chiar 300 de chili. Nu că n-aș fi, știi? Dita, mă fac chiar. Mă fac chiar, că sunt deja de 300 de chili. Aici avem... Nu știu ce avem aici, dar se aude ciudățel. Sper să nu fi spart nimica. E ceva din plastic. Ce e aici? Ce tare e! Mama mia, cât e de faină! E fain dacă aveam un servici ceva, astea erau faine rău de tot. Să merg la servici și să-mi iau lunch-ul, să-mi iau prânzul cum ar veni. Mama, cât de faine sunt astea! Dacă vă arăt și vouă. Deci, îți iei prânzul la servici, da? Și în prima, aici, în astea, îți pui carne, orez, verdeață, ce vrei tu, patru feluri de mâncare. Și după aia, felul principal, aici, poți să-ți pui murături, ardeiuți. Băi, mi s-a făcut poftă. Uitați cum scrie aici, vedeți? Patru feluri de antreuri, cum ar veni, și felul principal în asta. Sau poți să le pui cu dulciuri, sushi. Îmi plouă în gură. Foarte faină asta. Bine că, sincer să fiu, poate fi folosită și pentru make-up. Nu neapărat pentru mâncare, dar am să o folosesc pentru mâncare. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Aici iară ceva cu ceai verde. Pochi! Pochi cu ceai verde, cu matcha. Zi să zic. Îmi plouă în gură și iasă pe din afară când le văd. Faze că știu că multe dintre voi o să ziceți, băi, încearcă-le, fă un video. Dar nu pot, deci nu pot să le desfac pe toate odată și după aia le las desfăcute. Vezi și voi un pufulete? Am să mai păstrez doi pufulete așa pe fundul pungii și dau și soțul meu. Să încerce și el. Pochi de ciocolată. Cât de fain sunt astea. Și e fain că nu trebuie să mănânci toată punga pentru că au așa separat. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Pochi, 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 pochi. După. Happy and smile. M-ai pus pe mine pe copertă? Ursul. Eu sunt ursul.
acelea ca sa desfac funguta. Dacă aici nu e numai o chestie, sunt mai multe chestii. Aici cred că e tricou. Se simte for you, for you, for you, for me, inimioare. De fain de făcut. E tricou? Cred că e tricou. Mă desfac eu. Mama mie, ce ai prins-o. Să nu desfac. Dacă astea sunt drăguțe. Hai să vedem tricou care era supărată că nu i-a ieșit pe roz și că i-a ieșit pe alb. Gina, da? Tricou ăsta îmi vine, mama, ăsta, da? Cât de tare e! Stai, alea, să văd ce zice. Follow me la taifas cu grăsuța. Effortlessly SP. Like, comment and subscribe. Oh my gosh, cât de tare e! Best of luck to reach your goals. My dear friend, love you, Dănuța. Oh my gosh! Deci cât de tare e! Deci eu tricoul ăsta o să-l port la întâlnirea grăsuților. Da, la întâlnirea grăsuților am să port acest tricou. Așa că acest tricou va merge cu mine în România și când ne vom întâlni, vom avea ăla pe care trebuie să semnăm și am să-l port pe ăsta de la Gina. Uite așa, Gina dragă, ai să fii împreună cu mine și da, uite, asta e mărimea mea. Ai nimerit să faci tricou. Îți curioasă cât XL ți-a pus ăștia aici? 3XL, da. Perfect. Te vezi? Așa e mărimea mea. Mulțumesc din suflet, îl ador și să ai liniște că ai să fii și tu la întâlnire cu noi, pentru că n-ai cum să scapi. Să-l pun deocamdată acolo. Deci n-ai cum să scapi, hai să fii împreună cu noi la întâlnire. Chiar dacă ziceai tu că n-am să pot veni, e ca ai să vii cu noi. Ăla este tricou perfect de purtat la întâlnirea grăsuților. Aici este o cutiuță. De obicei în cutiuțile astea poți să pui pastile. Este cu Paris, dar dacă aș reuși să o disfac. Și proastă-s, dacă zic, câteodată-s proastă rău. Deci eu încercam să ridic chestia asta în sus, dar de fapt ea țeapă, se desface așa. Sunt mentosane, nu? Nu-mi dai pastile, nu? Nu sunt pastile. Deci stați fără grijă. Lumea îmi trimite ceva, eu bag în gură, nu contează. Da, am noroc că pe Gina am încredere. Nu m-ar otrăvi așa. Că dacă mă otrăvește, nu mai apar în cameră. Dar de acum să nu vă aveți impresia că dacă o să-mi trimiteți nu știu ce pastile, eu am să le încerc. Așa se cunosc că sunt bomboane. Alea că să pun toate astea, punguțele astea mici, să le pun într-o punguță mai mărișoară. Oricum se închide, sunt 27 de minute aproape, revenim. V-am zis, v-am atenționat că video-ul ăsta o să fie lung, dacă nu m-ați crezut, treaba voastră. Dar eu v-am zis. V-am zis. Ce e în punguța asta? Tot ceva de ornament, adică de pus în casă. Voi, cât de drăguț e făcut să treacă. Cât de fain e făcut, handmade. Foarte drăguț. O chestie de asta am să-i duc și fratelui meu, pentru că el se va muta la casă nouă până când vin eu acasă. Și sigur, el fiind și karatist și na, cu asiatic, cu tot felul ce ține de cultura asiatică și așa, sigur o să-i placă să aibă ceva de genul acasă la el. Așa că unele din cele pe care mi le-ai trimis tu se va găsi și în căsuța mea, atât din România cât și în căsuța fratelui meu. Dacă este ceva aici,
Aici cred că este halvaua, că văd că e împachetată bine rău. Mi-a zis că mi-a pus halva. Da, halva exact ca la noi acasă. Știți cum o avem noi în pachetele alea noastre? Halva din floarea soarelui. Eu am încercat și halva asta de aici care au ei. Dar sincer nu m-am dat așa mult pe spate. Cred că și de asta nu știu dacă am și acum în frigider halva, dar n-am mâncat cine știe ce din ea, pentru că eu mi-au de poftă și iau o bucățică și după aia îmi trece pofta. Îmi cer scuze, da? Hai nu mă certați prea tare, dar nu am cum să mă țin. Nu văd așa frumoasă acolo. Mă înțelegeți, da? După avem încă o bască. Avem încă o bască că-i simt chestia asta. Dar de ce pe aceeași culoare? E aceeași culoare. Cui vrei să-i dau pe asta? Asta e pentru cine, Gina? Te rog să zici, să-mi lași un comentariu. Să-mi zici pentru cine este băscuța. Deocamdată o să ducă pe pătuț. Mulțumesc foarte mult. Ce-aici? Ceva de mâncare, cred că. E sake. E de băut. A de băut. Este sake de băut și mi-a zis că mi-a pus de băut. Și că a pus acolo la vamă că e suc de prune. Parcă așa mi-a zis. Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Uitați-le pe ce mi-a trimis. Kinder cu surprize. Din România. Deci nu cred așa ceva. Fată, tu mă faci acum să mă simt, sinceră să fiu, parcă ar fi Crăciunul în România. Și primesc tot felul de dulciuri și de cadouri. Exact cum primeam, dar ce fain e și chestia asta în care ai pus-o. La fel cum primeam când eram copil. Kinder cu surprize, mulțumesc foarte mult. Chiar mă emoționa la asta. Cu surprize. După avem cu supărați ăștia. Ce sunt aici? Ce sunt astea? Știu, sunt de mâncat, dar ce? Ce acolo? Seamănă a fi cârnați. E cârnați? Zakura, Spring Flower of Country, ma'am. Aici avem ceva. E ceva dulce, dar ăștia de aici, ăștia sunt cârnați. Ăștia sunt cârnați. Cârnați mititei. Cârnați mici. Deci că-s de aia, cabanos. Îmi lasă gura apă. Mă uit la cârnați, plouă în gură. Mamă, câte mai sunt. Știu, trebuia să fac video ăsta, să-l fac... O să fie un video super lung, îmi pare rău. Asta știu ce e aici, știu ce e aici, ea a fost să se plimbe, dragă. Deci ea se plimba și cum se plimba ea așa, mi-a arătat că se plimba în bicicletă, cu bicicleta era. Îmi trimite poza, uite, am ieșit la plimbare, după dată, pac, îmi trimite poza din magazin. Ce că uite, am ieșit la plimbare și m-am oprit la magazinul ăsta. Îți place asta, îți place asta? Dar uleacă, ce să-mi placă? Ia mă încet că mă... Și mi-a arătat. Vă arăt și vouă. E ceva super drăguț. E ca un papirus de ăla, nu cu papirus. E ceva de pus pe perete. Asta cred că merge la frate meu. Sigur. Dar nu știu dacă îl dau frate meu. Că cam îmi place mie și
Eu știu că am văzut-o. E ceva cu, vedeți, cu haoleu. Da, îmi pare rău. Frățioare, te iubesc. Da, asta rămâne la mine. Oh, și cu geisha și cu... Ne, asta rămâne la mine. Prea frumoasă e. Prea frumoasă e. Mai ales că e de haoleu, cu fete. Nu știe el ce e aia. Mulțumesc din suflet, Gina. Asta e frumos. Frumos rău. Am să-l pun pe o parte a dulapului. Să văd eu acum unde. Eu nu prea am pereți cu oi, dar în schimb am marginea, mărginile de la, de la dulap. Și aș putea să o așez acolo. Dacă o așez eu după aia. Cam dată să o așez aici. Stai acolo. Făgăraș, baton cu stafide și rom. Nu mai țin minte cum era ăsta. Nici nu mai țin. Nu țin minte dacă am mâncat. Fata mi-a trimis două pateuri. Asta ce mai e? Aola, era de porc și asta e de pasăre. Fii atentă la ea. Of, Gina. Ți-ai mai oprit și tu ceva din pachetul de la România? Pate de masă. Mai zi ceva. Să nu vă aud. Ești mare, cum mai bagi în tine. Cât vreau eu. După aici avem... Oh! Nu știu dacă se vede. E Alice din Țara Minunilor. Măști, măști, măști. Da. V-am zis eu că mi-a trimis pentru... Mi-a zis că mi-a trimis pentru un an. Cât de tare e masca asta. Asta ci că sunt cu acții pilduri cumva. Mamă, de-abia aștept să o probez pe asta. Asta nu știu, parcă mi-e și milă să deschid. Asta trebuie să o fac în cameră, că e prea frumoasă. Ca să o fac așa numai pentru mine. După avem 45 de măști. Wow! Essence Face Mask. Mulțumesc din suflet. Eu chiar încă mai am de aia de ulei de măsline pe care mi-ai trimis-o. Și asta e... Nu știu câte bucăți sunt aici, dar la fel, super multe bucăți. Cred că am să o iau pe aia mică și una din asta mare să o iau acasă, pentru că na, 60 de zile stau. Deci vă dați seama că în fiecare zi câte o mască, deci 60 de măști. Trebuie să... mi-a trimis și condimente. Chiar cimbru nu aveam aici. Cimbru, leuștean și tarhon. Apucam, s-a dat timp. Tu vrei să mă pui la treabă, nu? Tu de asta mi-ai trimis mâncare? Să fac eu mâncare, să nu mai las pe soacră mea, nu? Te înțeleg. Aici ce mai e? Asta tot de la magazin acolo unde mi-a trimis poză. Ce e asta, mamă? Aici acum ar veni să pui bănuți? Dar cât e de frumoasă! Pentru că are două chestii în interior aici. Cât e de frumoasă! E ca un fel de portmoneu? Nu știu exact ce e, dar e super faină. Și cu siguranță nu am să o port vreodată ca un portmoneu, pentru că e prea faină și sigur se va strica dacă îi s-o folosești foarte des. Made in Japan. În Japan. Și acum ai aud pe ea. În Japonia, fată, nu știi nica. Îmi cer scuze. Măști. Da, acum da. Chiar că pentru un an de zile mi-a trimis. Chiar că pentru un an de zile mi-a trimis. Fa
Ai, mamă, ce e aici. Hai să păstrez punguța să le pun înapoi. Deci. Avem... dacă pică. Stai mai aici. Egg face mask. Adică cu ou. Egg face mask. Egg face mask. Egg face mask. Egg, egg, egg. Centela și aloie. Nu știu centela aia ce e. Aloie știu. Dar de abia aștept să încerc asta cu ou. Sunt foarte curioasă cum e asta cu ou. Și mai avem una cu 50 de măști de față. 50 cu șa... Nu, sunt. Sunt pentru un an de zile. Sunt peste 300 de măști, de bucăți de măști. Un an de zile nu trebuie să am motiv că fața mea o să fie nu știu cum. Pentru că am măștile de la Gina și trebuie să arate fină ca curul unui bebeluș. Mă scuzați, fundul unui bebeluș. Te sensibile la cuvântul ăsta, cur. Ok, aici avem o grămadă de nebunii. Am văzut ceva cu Alice. Este un batonel de la de balsam de buze cu Alice în Țara Minunilor. După aia avem... Mamă mia! Asta nu știu ce e. Finding Your True Self. Ah, e mascara. E rimel. E un rimel cu Tangled, Rapunzel sau cum o cheamă. A venit și poștașul. Pare ce mai am și acolo. După aia avem de la Cinderella, de la cenușăreasa. Sunt foițe de alea pentru surplusul de ulei de față. Te vedeți și acum am ulei, dar nu consum una acum pentru că na. Asta când sunt afară, asta e faină, v-am zis, asta o să iau în România, că o să fiu tot timpul. Vai, dar ce multe sunt. Vai, dar ce multe sunt aici. Dacă trebuie să deschid iară sertarul. Ok. Păstrez punguța să le pun înapoi. După aia avem un eyeshadow de la Ariel. Un machiaj de ochi de la Ariel. Abia aștept să încerc pe asta. E foarte drăguț. După aia o ojă de la Sofia. După încă o cremă de mâini. Oh, cât de faine sunt astea. Astea la fel se vor duce cu mine în România. Deci, da. Stați leacă, că vă arăt. Elsa și Ana sunt de-alea pentru... Sunt pliculețe pentru uleiul de față. Uitați-le câte sunt. Param, 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 param. Dar astea nu mai știu ce sunt. Astea sunt la fel? Da! Mamă, mi-am de foi. Hai să vă arăt pe una ca să vedeți. Pentru că poate sunt fete care nu știu care și cum e treaba. Deci, desface aici. Iei o fâșie de asta. Și vedeți că eu sunt uleioasă acum, da? Iei și dai pur și simplu așa. Și îți ia tot surplusul de ulei, dar nu-ți strică machiajul. De astea, uite. Vedeți cât e de uleios? Pentru că așa e tenul meu, uleios. Și îți ia tot uleiul de pe față, numai că nu-ți ia și machiajul. Că dacă ar fi să dai cu un șervețel normal, ți-ar lua și machiajul. Îți mulțumesc, Iisus, fete, eram bucuroasă pentru una. Mama mia, câte sunt aici. Deci, mama mia, câte sunt. Sunt și cu Hello Kitty. Cu Alice în Țara Minunilor. Cu Elsa. Cu cenușăreasa. Cu Alice, încă o dată. Elsa, Alice și cenușăreasa. Mulțumesc din suflet. Ce e asta? O pudră de față cu Rapunzel. Deci sunt toată plină cu desene animate.
Wow, știi ce mă gândesc să fac? Am rimel, am ruj, am pudră, am fard, am rimel. Deci, într-o zi vom face un machiaj folosind toate produsele pe care le-am primit de la Gina. Toate produsele folosind machiaj doar cu desene animate. Cum vi se pare ideea? E bună, nu? E bună, e bună. E și nebună. Da, de-abia aștept să fac ăsta. Mamă mie, asta că intrăm într-un satul că să pun asta deoparte. Ok. Nu, n-am terminat. Mai avem câteva. Aici. Mi-a trimis inimioara ei. Mi-a zis că să o porți mereu cu tine. Cât de faină e. Cu sclipiși. Știe ea. Știe ea. A, și asta e a doua cutie de sake pe care mi-a trimis-o. Uite că a ajuns întregi. Nu s-a... Oh, stai că asta e o leacă udă. De ce e o leacă udă? S-a vărsat pe undeva? N-are, contează că se va bea acuș și e ok. Sinceră să fiu, știi cum miroase? Miroase ca vinul ăla pe care îl iei de la pupă, de la împărtășanie, când te duci și faci spovedania și împărtășanie, știți, vinul ăla al lor, e așa, zici că are gust, miros. Acum aici avem o grămadă de chestii, toate sunt împachetate. Prima. Vai, stai că mi-a zis de asta. Unde am pus-o foarte ca acum? Aici. A primit sau a cumpărat ea când a fost în Tokyo. Nu mai știu exact cum a fost faza. Ciocolată foarte, foarte bună. Se cheamă la pecan. Și, da, era normal. Nu putea să-mi trimeată doar la pecan. Uitați-le că ce-a pus acolo. Și că este foarte, foarte bună această ciocolată și mi-a pus și mie. Wow, rom cu arahide și caramel? N-am mai auzit de așa ceva. Măi, românule, când trebuia să lași romul tradițional, de când te-ai făcut arahide? Eugenii. Ciocolată de casă. Da, pachetul ăsta este din România, nu este din Japonia. Oh! Glucoză! Păi, Doamne! Glucoză! De când am mai mâncat așa ceva? Fată, cine ți-a trimis? Unde le-a găsit? Finetti! Încă un făgăraș și tradiționalul rom! Doamne, Gina! Oh, stai că mai aveam unul în mână. Mentosane. Mentosanele noastre românești. Mentosanul prospătează respirația, prerăcoarea plăcută și gustul fin. A venit Moș Crăciun la mine. Și a venit Moș Crăciun nu cu dulciuri. Cu dulciuri, nu știu cum vă pot explica, să vă explic. Cu dulciuri din copilărie. Unde, Doamne, eu cred că nici în România, când am fost în 2014, nu am văzut glucoză. Adică mă scuz, unde ai găsit așa ceva? Da, hai să continuăm că a rămas mască. Deci a rămas mască. Pachetul ăsta îs mască. Ce-s măștile care mi le-ai trimis tu? Dar-s mașcă eu. Mașcă-s eu, tătă. Ce frumos e! Ce mi-a trimis! Este un pachet hand care, adică cremă antiseptic de la și prosopel cu Alice în Țara Minunilor. Nu Alice, cu Belle. Frumoasa și bestia, Doamne! A fost așa de multe Alice.
Oh, și înăuntru mai e ceva, dar nu știu ce anume e. Cred că ceva în care să le pui pe toate. Oh, și e de apricot, de caise, crema de mâini. Îți mulțumesc din suflet, din suflet, din suflet. Doamne, câtea minunății, fata, ai putut să-mi trimiți, serios. Sinceră să fiu, nimeni niciodată, nici măcar, acum n-o zic cu supărare, adică să nu te superi, mamă sau cumnata mea, dar nimeni niciodată nu mi-a trimis un pachet mai, cum să zic eu, să fie așa totul exact ce îmi place mie și numai să, dar să-mi trezească atâtea emoții, ciocolată, glucoză, pateu, halva, pufuleț, pufarine, adică nu. Mai făcut, mai lăsat masă. Asta este chestia pe care ea mi-a arătat-o când era în magazin și mi-a zis că care îți place? Dar eu am zis că mă întreabă așa, care îmi place, știi, care ți se pare mai frumoasă. Și am zis că pe aia de sus, dar ce e? Ce să fie? E o farfurie în formă de evantai. E cu 24 de carate de aur și are geisha și are tot felul de chestii. Și are și suport să o pui, dar nu știu exact cum să pune. Suport? Cum adică? Cum o pui pe suportul ăsta? Trebuie să... Ah, se face așa. Și după aia ea vine așa. Dacă că-i dăm noi de cap. Deci, cum ar veni, se ține așa pe suport. Dacă nu vreau să mi-o sparg acum, cât de faină e. Și așa, în relief, zici că e un fel de 3D aici. Foarte frumoasă. Și zice Japonia. Foarte, foarte faină e asta. Mulțumesc din suflet. Toate sunt faine. Ce mai... Tu ce ai ales? Să vă dea Dumnezeu sănătate pentru toate bucuriile pe care mi le-ai făcut, Gina. Nu, sinceră, spuneți-mi voi mie acum, cum aș putea eu să-i mulțumesc? Cum aș putea? Cum aș putea? Nu sunt, nu pot, nu sunt destule cuvinte ca să-i mulțumesc pentru toată atenția, dragostea, tot ce au făcut. E nu, da, să vezi ce evantai mi-a trimis. E nu. Taram. Și e pe roz. Mamă, cât de frumos. Mamă, cât de frumos și de finuț. O să mă vedeți cu el de foarte multe ori, pentru că, da, am să-l folosesc. Trebuie să-l pun la lucru, nu pot să-l las așa pe ăsta. Bine vara, bine îmi pare, stai să vezi ce răcoare are, ce răcoare face. Cred că am să fac și o rimă, iar am făcut aici un morman de hârtii. Și... ultima, asta nu mai țin minte ce era, asta nu știu că mi-ai mai arătat-o, este că a luat ceva și nu mi-a mai arătat. Să vedem dacă ținem sub 28 de minute, mai avem 3 minute. Made in Japonia. Wow! Și cum mănânci de pe ele așa, dar astea nu se mănâncă tu, Gina, tu. E un set de 3 farfurii cu chopsticks, cu furculițele lor. Dar nu poți să mănânci din ele, tu. Astea sunt așa, de ornament, dar nu poți să mănânci. Cât de faine sunt! Foarte frumoase, foarte, 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 foarte frumoase. Îți mulțumesc din suflet, deci din suflet, Letiția, Francesca, Gina. Nu am cuvinte, deci pe bune, nu am cuvinte
să vă mulțumesc pentru această surpriză. Bine că mi-ai spus, vezi că-ți trimit aia, că-ți spun și aia, că-ți spun și aia, dar nu mi-ai spus multe dintre ele. Te aștept să o desfac. Doamne, glucoză, voi vă dați seama câte dintre voi, fetele care sunteți acasă, ați mai văzut asta în magazin? Eu una n-am văzut, 2014 când m-am dus, eu sinceră să fiu, nu am văzut. Și chiar dacă ați văzut, câte dintre voi v-ați cumpărat? Poate să zici că mi-e gustul copilăriei, știi? Dar nu v-ați, poate nu v-ați încumetat. Îmi pare rău dacă v-am făcut poftă, știu că sunt foarte multe fete plecate și dintre voi. Și îmi cer scuze de pe acum că v-am făcut poftă, dar... Na, eu desfac pachetele nu ca să mă laud, ci pentru a împărtăși bucuria pe care ce primesc eu, să împărtășesc bucuria asta cu voi. Și plus... să împărtășesc bucuria cu Gina, cu fata pe care mi le-a trimis și n-am cum să nu le desfac în fața camerei sau... Trebuie să înțelegeți că nu le desfac ca să mă laud, le desfac pentru că și eu, la rândul meu, îmi place când trimit acasă să văd bucuria din ochii persoanei pe care le primește și de asta eu citesc scrisorile, de asta eu desfac pachetele în fața camerei pentru a împărtăși bucuria mea cu voi. Acum... Gina, dragă, Letiția și Francesca, vă mulțumesc din suflet, din suflet, din suflet pentru toate cadourile pe care mi le-ați trimis. Iar am dulciuri până plec acasă. Eu plec deja sătulă cu dulciuri românești de aici, din America, de mă duc acasă și mai am nevoie de Nica. Deci, da. Vă mulțumesc din suflet încă o dată și am să vă mai mulțumesc și pe pagina privată. Și da, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like și încă o dată mulțumesc frumos fetelor și mi-ați făcut o mare, 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 mare bucurie și veți fi și voi cu noi în România pe tricouri. Vă doresc o zi cât mai frumoasă, nu uitați, alegeți să fiți tot timpul fericit. V-am pupat! Pa!